prin bunătatea și prin bunătatea să ne putem întâlni iarăși într-un binecuvântat de El pregătit încă din veșnicie pentru noi. Și nu numai pentru noi, pentru toată făptura de sub cer, Dumnezeu a venit ca să ducă mântuirea tuturor. Ce nu lasă fost cuvântul de la început, ci adânc, plin de putere, putem spune, că de multe ori noi zicem, am vorbit sau am vorbit frații. Dar cuvântul este cuvântul lui Dumnezeu pe care îl revarsă din belșug pentru cei dornici, pentru cei frământi și însetați după neprihănire, după învățătura sănătoasă și curată, pentru că ca să poți fi mântuit, trebuie să-L cauți pe Domnul, ca să poți ajunge în locuri minunate, trebuie să te desparți de cei dragi, chiar și ai familie, de prieteni și de tot ce ne-au înconjurat. Orice bine era dacă noi și dacă eu l-aș fi putut afla pe Domnul încă din pruncie. Așa cum zice cuvântul, ferice de cei ce au avut parte de chemare cerească. Iată, desigur, și locul acesta, fiecare dintre noi, cândva, am avut o chemare. Din felul de șar de vetuire, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, și cum vorbește Sfântul Apostol Pavel, așa de minunat, către Efeseni, în capitolul 2, voi erați morți în greșalele și în prelegile voastre, care trăia continuare, în care am trăit și eu, în care am trăit noi toți. De acolo mâna lui Dumnezeu, cea nevăzută, puternică, prin Duhul Sfânt, s-a coborât până la noi, ca să ne scoată de acolo, să ne aducă la lumină, așa cum auzeam și marți. Ce frumos este când Dumnezeu în întunecimea vieții noastre mi-a trimis grația binecuvântată a Duhului Său cel Sfânt, ca să ne lumineze mintea noastră, să ne curățească inima noastră și să ne aducă în locuri de acestea în care putem găsi într-adevăr pace, putem găsi mângâierea, putem găsi căldura aceasta duhovnicească de care avem fiecare dintre noi nevoie de ea. Că fără căldură nu poate să fie viață. Iată, în locul acesta, în seara aceasta, dacă fiecare dintre noi ne-am deschide inimile largi, ca cuvântul lui Dumnezeu să-și poată găsi loc, să-și poată găsi un loc în inima noastră, așa cum citim în alte evanghelii, lasă-mă să te urmez oriunde vei merge. Ce spune Domnul? Păsărecilor au cuiburi, vulpele au vizuini, iar fiul omului n-are unde șteca capul. Pentru că inima mea este plină de firea pământească, de egoismul meu, de îngrijorările acestei vieți în care am trăit. Și poate mai trăim și astăzi în frământările acestea care ne frământă în zilele noastre mult. Multe. E un cuvânt în Sfânta Biserică, în casa lui Dumnezeu, la intrare, nu știu dacă la toate bisericile scrie, dar la noi scrie. Când intrăm înăuntru, zice acolo, acum grija ce lumească să o lepădăm. Și în adunarea lui Dumnezeu și în întâlnirea frățească, dacă vrem într-adevăr să ne vorbească Domnul, dacă vrem într-adevăr să primim un cuvânt de îmbărbătare, un cuvânt care să ne călăuzească toată călătoria vieții noastre, să ne pădem ce este firesc. Așa cum spunea frate, ce frumos! Nu-i de ajuns să fii creștin,
să te naști creștin, ci trebuie să devii într-adevăr. Așa spune Sfântul Apostol Pavel. Nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur, nici a fi botezat, nici ne-a fi nebotezat, ci a fi o făptură nouă. O făptură nouă. Așa cum citim în Vețile Sfinților, în învățătura minunată și sfântă, noi am primit botezul și am primit taina minunată a nașterii din nou. Dar, pe parcursul vieții, desigur, că mi-am întinat-o, mi-am murdărit-o în toate felurile, în toate părădelegile și în toate păcatele mele, care las. Fie este nevoia. Avem nevoie de întoarcere la El, de un legământ, de o hotărâre, Doamne, Dumnezeul meu, Dumnezeului Avram, Dumnezeului Isaac, Dumnezeului Iacob, iată în seara aceasta vin înaintea Ta și mă hotăresc ca din clipa aceasta să pornesc o viață nouă. A te urma pe tine, a rămânea cu tine toată viața noastră, indiferent de ceea ce se întâmplă în viața mea personală. Mi-aduc aminte o vorbire a lui frate David Bălăuță, marele om al lui Dumnezeu de pe voile noastre. L-am auzit odată spunând, știm noi ce înseamnă taina aceasta a legământului. Zice, vine Domnul Iisus Hristos și te întreabă, tu vrei să mă urmezi? Desigur, Doamne, sigur că vreau. Zice, iată, îți arată o coală de hârtie albă, te pune să-i scărești jos. Sunt de acord. Vreau să te urmez. Și pe urmă, deasupra scăriturii tale, cu care te hotărâi singur, așa cum se scrie în altă parte, vino singur la Hristos. N-aștepta de nimeni. Vino tu însuți. Și apoi Domnul Iisus Hristos scrie în foaia aceea tot ce ai de întâmpinat. Suferințe, necazuri, prigoană, poate chiar și moarte pentru cuvântul și Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Poți să cârtești după aceea când nu mai ești de acord, când tu te-ai scris-o singur. Aceasta este legământul, aceasta este hotărârea pe care am făcut-o fiecare dintre noi. Și dacă totuși găsesc aici unele suflete care nu s-au hotărât, e vreme ca în seara aceasta să se hotărească, că mâine nu știm. Mâine nu este ziua noastră. Astăzi, zice Evanghelia, dacă auzi cuvântul Lui, nu te petri inima, primește-L pe Domnul. Mâine este prea târziu. De aceea facă Domnul Iisus Hristos ca și în seara aceasta cuvântul Lui să se coboare pe deplin și să-L putem primi și să înțelegem rostul vieții pe care îl avem de trăit pe acest pământ. În mijlocul lucrării, în mijlocul creștinătății de-a lungul veacurilor au venit mulți înșelători. Așa cum însuși Domnul Iisus spune, vor veni mulți Hristoși în numele Meu și vor înșela de mulți. Foarte mulți se vor înșela. Auzeam desigur un păstor vorbind odată și spunea, ce ușor se lasă înduplecat creștinul meu, care până azi, zice, a fost ortodox și-a primit un cuvânt înșelător și s-a dus dincolo, la o altă religie, la un alt cult, la o altă învățătură, la un alt Hristos. Dragii noștri, frați și surori, să ne trezim. Este vremea când fiecare dintre noi avem nevoie să ne trezim la realitate și să punem bază pe ceea ce vorbea fratele Petrică, așa de minunat, la înaintașii noștri, la sfinții noștri, care au plătimit și au suferit, care au primit martirul, dar nu s-au lepădat și nu s-au abătut din cale. Am vrea să citim o poezie aceea, după care, desigur, avem atâția frați care vrem să ascultăm, dar care să ne spună într-adevăr adevărul, sinceritatea cuvântului Dumnezeu. De multe ori mă gândeam și după ce am plecat de la adunare, de la Vermeș marți, și mă tot gândesc, și nu numai atunci, mereu,
Oare cum să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu? Cum să ascultăm pe frați? Ce citesc în carte? Ce spun ei? Sau cum trăiesc ei? Este o mare deosebire, fraților și surorilor. E una a vorbi și alta a trăi Evanghelia și învățătura lui Dumnezeu. Învățătura bisericii noastre, pe care o ascultăm și auzim în fiecare duminică și în fiecare sărbătoare. Oare suntem noi punctuali în privința aceasta? Mă îndoiesc. Sunt unii, poate majoritatea, care vin abia după Sfintele Daruri la biserică. Iar un creștin adevărat trebuie să ia parte încă de la începutul slujbii, de la utrenie. Ce frumos! În întâlnire la noi în cetate era așa o stare de vorbă. La începutul adunării, când începusem adunare, era duminică și zice sora, el nu poate merge la biserică, el e foarte bolnav, este bătrână. Și zice, am ascultat pe niște surori, niște cântări așa de frumoase, încât m-am uimit. Dar eu zic, dar nu era timpul slujbei? Frate, zice, frăția ta, crezi că toți sunt ca frăția ta să meargă de dimineață la biserică? Dar n-am spus eu asta. Știu că creștinul, așa cum spun Sfinții Părinți, în timpul slujbei nu-l căuta nicăirea, ci caută-l că el este la biserică. Iar în timpul adunării nu-l căuta în altă parte, că el este la adunare. Îmi zic copiii, apoi voi tăte cu ei numai și cu batale. Telefonul acela permanent închis. Nu mă căuta în timpul slujbei, telefonul este închis. Nu mă căuta în timpul adunării, telefonul este închis. Îl folosesc numai atunci când este necesar și este o urgență. Spun lucrul acesta pentru că am ajuns la o situație că și în timpul bisericii, în timpul slujbei și în timpul adunării, butonăm telefon. Cum să lucreze, cum să reveze Domnul Harul și cum se poate pune în inima mea când eu sunt cu gândul și cu inima acolo? E un cuvânt pe care l-am vrut să citesc de aici, dar e prea mult și citesc doar o poezie și cu asta încheie. Mulțumim cu recunoștință pentru că Dumnezeu a rânduit ca să venim în locul acesta, nu să vorbesc, să mă ferească Dumnezeu din gândul acesta. Nu. Părtășia, unitatea, dragostea frățească este atunci când ne privim unii pe alții. Nu este de ajuns. Dar dacă Dumnezeu lucrează și vrea să ne cerceteze pe fiecare dintre noi, păi este un cuvânt acolo în Sfânta Biserică, în timpul liturghiei, când zice la pregătirea mare a taină, când preotul păstorul se pregătește și invoacă pe puterea Duhului Sfânt să se coboare ca să prefacă Sfintele Taine din vin în sânge și din pâine trup. Zice acolo, stați drepți, stați bine și luați aminte. Stau eu drept? Eu aminte la cele mari de taine care se împărșește în Sfânta Biserică, în Casa Domnului. De aceea și în locul acesta, dacă stăm drept, dacă stăm bine și dacă luăm aminte, desigur, vom pleca de aici altfel. Vom pleca de aici făpturii noi, născuți din cuvântul și din puterea Duhului Sfânt. Și apoi, desigur, că cei care ne vor vedea și vor privi la noi, vor spune într-adevăr, poate nu au curajul să spună în față. Dar va spune cine cu care merge, băi, omul ăsta, femeia aceasta de când merge la adunare, e deosebită, fratele meu. E cu totul deosebită. Dar dacă sunt opriți în dezmintea,
Așa cum spune Evanghelia, nici ei nu intră, nici pe cei ce vor să intre nu-i lapt. Sunt o piedică? Voi răspunde, fraților și surorilor, și eu, și frăția ta. De aceea, în seara aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu ne cercetează pe fiecare în parte și ne întreabă, vrei tu să slujești Domnului? Vrei tu să te întorci la Domnul în mod serios, hotărât? Nu merge altfel, fraților și surorilor. În Împărăția lui Dumnezeu nu merge și așa, cum gândim și vrem noi. Cel ne vrea niște făpturi noi, niște suflete întoarse la El din toată inima, așa cum sunt toți părinții noștri. Mi-aduc aminte la mama mea când a murit în 75, parohul, preotul din vremea aceea, o trecut la cele veșnice, Domnul să-l odihnească, la prohod, unii erau împotrivă, desigur că nu eram la oastea Domnului decât numai doi frate din cei 8. Au fost și au discutat cu el și au zis multe lucruri împotriva noastră. Dar în biserică, când au citit dezlegările și au prohodit-o, la urmă, în predica părintele o zis așa, cei care vreți să vă întâlniți cu mătușa Rabeica, urmați-i cale. Au rămas tot muți. Dacă noi vrem să moștenim viața veșnică și să ne întâlnim cu sfinții noștri părinți, cu cei care într-adevăr au fost ostași și creștini adevărat în Biserica Ortodoxă, să le urmăm viața, să trăim și să ne rugăm Domnului să ne ajute ca să putem lepăda, așa cum spunea fratele, haina mândriei, atrofiei, a răutății, a dușmăniei și să îmbrăcăm haina smereniei, a recunoștinței, a dragostei și a iubirii cu care ne-a înconjurat Domnul pe fiecare dintre noi. De aceea ne-am adunat și ne adunăm de sigur. Nu vrem să mustrăm, nu vrem să bagiocorim pe nimeni, dar acesta este cuvântul viu. Așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, Cuvântul Dumnezeu este viu și lucrător. Dar unde se lucreze dacă eu nu îl primesc? Dumnezeu nu vine să ne oblige, nu. Dacă vrei, frate, dacă vrei, soră, să te întorci la El, da, atunci îl acceptăm și îl chemăm pe Domnul să lucreze. Dacă nu vrei, Dumnezeu nu te cheamă forța. De aceea, cu atâta dragoste, cu atâta iubire, ne-a așteptat Domnul și ne așteaptă de-a lungul anilor. Ne întreabă, desigur, dacă cuvântul cum ne duce și cuvântul este un pic mai potrivit după învățătura Sfântului Părinți, la urmă vine și te întreabă, câți ani ai frate de când erau astea Domnului? Nu asta face pe aia. Mi-aduc aminte de persoană din Berzul, tot zic închei și nu mai închei, te duceai la el, mărturiseau frații care îl cunoșteau bine, scotea găleată cu vin, o punea pe masă și spunea, nu pleci de aici până nu o bem toată. Dumnezeu știe cum l-o cunosc pe Domnul. Sunt tot la Domnul și o vin la oastea Domnului. Vinea din Dragomir și urca, era zapada la vârf până mestecind deasupra. Și vizea la adunare. Dar s-o întors la Domnul. S-o lepădat de tot ce era firesc, de tot ce era păcătos. În 6 luni Domnul l-a pregătit și l-a luat la cele cerești. Și noi am rămas aici. Poate nu-s pregătit, poate Domnul m-a de lucrat cu noi în ogorul Evangheliei, așa cum este Evanghelia care este la meniu de astăzi, sămănătorul, a ieșit de examene sămânța cea bună. Zice aici, rămâneți la datorie cei care sunt chemați și cei care vor să vină. Rămâi la datorie, neînvins și treaz rămâi. Pe veci acolo unde Hristos te-a pus întâi. Suspinele ispitei să nu te facă lași.
nu-i armă ca înfrânarea, când totul ce vrăjmaș. Aducerea aminte să nu te moaie oricând, păcatele din urmă pe veci să le arzi din gând. Nu-ți da odihnele ochii și mâinile nu-ți da, cât este încă atâta de lucru în preajma ta. Nu-ți părăsi oborul, oricât e de uscat, cu lacrimi și sudoare, fără rodnic și curat. Sădește pom și sapă, vântând de orice căi, pe orice căi, și în urma ta lăsa vor lumină pașii tăi. De aceea să nu uităm, fraților și surorilor, că avem în urma noastră urmași. Copiii noștri, nurorile noastre, nepoții noștri, gineri și apoi toți ceilalți care ne privesc. Desigur, să băgăm bine de seamă ce lăsăm în urma noastră când vom răspunde înaintea lui Dumnezeu de toți cei care vin în urma noastră. Fie că am făcut bine, fie că am făcut mai puțin bine, de aceea Domnul să ne îmbrace cu putere ca plecând din locul acesta să-L urmăm cu statornicie, cu frică și cu teamă, ducându-ne mântuirea noastră până la capăt. Slăviți-L pe Domnul!